Bun găsit, stimați telespectatori, mă bucur că vă reîntâlnesc și mă gândesc că bucuria trebuie să fie și din partea dumneavoastră, pentru că astăzi încercăm să venim cu noutăți pentru toți producătorii agricoli. Invitatul nostru este domnul Constantin Negrea, este directorul executiv de la APIA, de aici, din Gorj. Vă mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră de a ne găzdui și a pune la dispoziția telespectatorilor noștri toate datele și noțiunile care i-ar putea interesa, pentru că sunt atâtea care acum, la final de an, pe final de toamnă, început de iarnă, sunt termene care mai trebuie respectate, mai sunt cereri care, iată, ale producătorilor agricoli care vin către dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să le rezolvați într-o oarecare măsură și, pe de altă parte, sunt atâtea și atâtea controle pe care, bineînțeles că legea vă impune să le faceți ca să fie totul clar și pentru dumneavoastră și pentru producătorul agricol. Așadar, în întâmpinarea dezbaterii vin cu prima întrebare și mă refer la aceste controle. Pentru că oamenii primesc subvenții, trebuie să știm exact când, ce, pentru ce. Da, instituția noastră, instituția pe care eu o reprezint, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în județul nostru, desfășoară o paletă largă de măsuri și acțiuni pentru accesarea fondurilor europene din bugetul Uniunii Europene, dar și din bugetul național. În această perioadă, ca de altfel pe tot parcursul anului, noi avem o activitate extrem de intensă și susținută. Așa se face că în această perioadă abia am încheiat campania de verificare, de control a cererilor depuse de fermieri în 2013 și au fost foarte multe asemenea controle încă din luna iunie. Am verificat atât clasic în teren, cât și prin teledetecție fermierii noștri, sigur, după ce cererile respective au fost verificate și sub aspectul controlului administrativ. În luna septembrie, practic, noi am autorizat la plată fermierii pe axa 2, iar acum, în luna octombrie, până la 30 noiembrie, autorizăm la plată fermierii pe plata unică pe suprafață, așa încât am verificat peste 2000 de cereri ale fermierilor depuse în campania 2013 sub aspectul îndeplinirii condițiilor privind limitele și dimensiunea suprafețelor declarate în cerere, sub aspectul structurii de culturi și a categoriilor de folosințe indicate, sub aspectul verificării tuturor erorilor strecurate și aspectelor de neconformitate. Sigur că în acest an, după 6 ani, practic, site-ul nostru de teledetecție, care era axat pe zona montană, a fost schimbat într-o altă zonă, spre centrul județului, încât am constatat și în acest an suprafețe, e adevărat, și număr de cereri mai mic față de anul trecut, care nu au respectat una sau alta din condițiile și cerințele impuse de legislația europeană, transpusă și în legislația națională, dar cu toate astea am înregistrat și în această perioadă o serie de controle, astfel încât la această dată, din cei 23.880 de fermieri care au depus cerere în campania 2013, doar 558 de fermieri mai sunt de autorizat la plată. Asta înseamnă că o parte din acești fermieri fie urmează să fie verificați în continuare pe aspectele legate de bune condiții agricole și de mediu, și este vorba de condiția GAEC 1 de iarnă, ceea ce presupune ca suprafețele lor din cadrul exploatației să nu fie 100% fie cultivate, fie arate în perioada de iarnă. Practic, obligativitatea este ca minim 20% din suprafața exploatații să fie teren fie necultivat culturi de toamnă, fie neînsămânțat, în scopul de a evita producerea eroziunii solului pe perioada
de iarnă. Deci iată că sunt foarte multe rigori pe care trebuie să le respecte conform unor legi. V-aș întreba, au fost cetățeni care au declarat că se cultivă ceva anume pe teren și au cultivat altceva? Dacă da și au primit subvenția, ce pățesc acum? Li se retrage? Sau care sunt demersurile în acest sens? Au existat atât în anul 2012, dar mai ales în anul 2013, suficiente situații în care responsabilii noștri, personalul de specialitate din cadrul instituției a întocmit acele procese verbale de constatare a creanțelor și de recuperare a sumelor acordate nejustificat la un număr destul de mare de fermieri. Este vorba de peste 1600 de procese verbale pe care noi le-am întocmit în anul 2013. Suma este de peste 7 milioane de lei. Constatări care se referă, așa cum bine spuneați, fie la necunoașterea fermierilor în a-și identifica corect parcelele pe care ei le exploatează cu ocazia depunerii cererii de plată sau situația în care și-au declarat suprafețe mai mari decât cele pe care le dețin și le exploatează efectiv sau cu altă structură de culturi sau și-au declarat intenția de a cultiva suprafețele respective și în realitate ele au rămas necultivate. Da, mai am aici o întrebare vis-a-vis de acest aspect, pentru că știți că foarte mulți bătrâni, în special, nu-și pot lucra terenurile. Le-au dat în arendă. Acum proprietarul de drept al terenului face cerere către APIA pentru subvenții și toate astea. Ce se întâmplă, deci, în cazul lor, dacă arendașul la fel nu respectă regulile? Automat, subvenția îi se taie. Deci, oamenii trebuie să știe absolut tot ce înseamnă până la urmă ajutor acordat de stat cu fonduri europene, dar până la urmă să fie absolut și o strictețe vis-a-vis de lege. Regulamentele europene, legislația națională, în cadrul acestor scheme de plăți pe suprafață, face referire la utilizatorul de teren și nu neapărat la proprietarul de teren. Practic, cel care depune cerere de plată pe suprafața andeană este persoana care utilizează suprafața de teren. Deci, poate, fi, poate fi proprietarul în cazul în care el și utilizează terenul, dar în situațiile în care folosința și utilizarea este cedată către o persoană, fie ea arendaș, concesionar, o persoană care închiriază aceste suprafețe, sigur, cererile respective o depun respectivii. În ultimii ani, sigur, cu ocazia verificărilor controlelor pe care le facem, dar și cu ocazia anuală de actualizare a blocurilor fizice, noi depistăm noi situații în care fermierii nu și-au întreținut aceste suprafețe agricole, pentru că noi acordăm acest sprijin pe suprafață și terenurile agricole nelucrate, cu condiția ca ei să desfășoare un set de acțiuni pe aceste suprafețe pentru a le întreține și a le menține în bune condiții agricole și demne. În condițiile în care se constată că suprafețele agricole pe care noi acordăm aceste plăți pe suprafață s-au transformat în suprafețe neagricole prin instalarea vegetației nedorite sau vegetației lemnoase, sigur că aceste suprafețe sunt excluse de la plată și fermierii riscă fie o reducere a plăților în campaniile respective sau, mai grav, o excludere de la plată pentru anul în curs sau chiar pentru o perioadă de 3 ani pe sancțiuni multianuale. Rămânând tot în această sferă, ar mai fi o mini-întrebare aici, dacă termenul se respectă și pentru acești producători agricoli, pentru că cei care accesează fonduri pe proiecte spun că banii vin prea târziu, că nu mai reușesc să-și facă muncile agricole cu acești bani. În cazul dumneavoastră, se întâmplă așa ceva sau la APIA nu intră în discuția asta? Sincer, normele europene prevăd termene în interiorul cărora se fac aceste plăți.
prelungirea acestor termene dincolo de limitele prevăzute sancționează statul membru. În sensul că banii nu mai pot fi accesați din bugetul Uniunii Europene, cele două fonduri cu care noi lucrăm, Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, și statul membru este obligat să plătească din bugetul propriu, motiv pentru care noi nu avem voie să depășim aceste termene. Practic, fermierii depun cereri și noi suntem obligați în intervalul 1 decembrie al anului de plată până la 30 iunie anul următor să facem aceste plăți. Bun, în ultimii ani și în anul acesta situația este una favorabilă, pentru că am făcut chiar plăți în avans, spuneam, de luna noiembrie, și ne vom referi la aceste plăți. Pe axa 2 am plătit 7.660 de fermieri pe toate cele trei măsuri din axa 2 la Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru o suprafață de aproximativ 40.000 de hectare, iar suma intrată în conturile fermierilor este de peste 25 de milioane de lei. În aceste zile, în contul fermierilor, celor 23.300 de fermieri pe care deja am autorizat la plată, pentru o suprafață de peste 90.000 de hectare, intră de asemenea în contul fermierilor peste 25 de milioane de lei. Este vorba de un avans de 50% din plata unică pe suprafață, echivalentul a 61 de euro pe hectar, echivalent a 272 de lei pe hectar. Urmează ca în, odată cu 1 decembrie, să facem plățile obișnuite, plățile regulare, așa cum ne spunem noi, pentru toate tipurile de scheme de plăți și pentru toți fermierii care au depus cerere în campania 2013. În anul trecut, toate aceste plăți, deși termenul limită, așa cum spuneam, era 30 iunie, n-am depășit 30 aprilie. Sperăm ca și anul ăsta fermierii să poată să beneficia, pe lângă plățile acestea în avans făcute în această toamnă, care îi ajută la efectuarea lucrărilor agricole în campaniile de toamnă, de însămânțare, de efectuarea răturilor agricole, de efectuarea lucrărilor pe pajiști. Sigur, vor veni și banii până, probabil, cel mai târziu, în sfârșitul trimestrului 1 al anului 2014, pentru a-și putea relua lucrările pentru campania agricolă de primăvară. Stând așa să vă ascult, mi-am dat seama că și volumul dumneavoastră de muncă este enorm și cum absolut totul s-a restricționat și în sistemul bugetar, este destul de greu probabil să acopere o paletă atât de mare. Vă descurcați cu salariații de care dispuneți? Așa, ca să aveți cunoștință și ascultătorii noștri să aibă o informare legată de volumul de activitate, ne adresăm anual fermierilor din județul nostru cu 40.000 de cere. Sunt vreo 24.000 de cere în vegetal și animalier, în jur de 16-17.000 de cere. Pentru un personal, așa cum spuneați, de aproximativ 110 specialiști, încărcătura este aproape dublă față de media Uniunii Europene. Specialiștii noștri gestionează 5-600 de cereri pe an, în timp ce media Uniunii Europene este nu mai mult de 250 de cereri, luând în calcul toate etapele procedurale din momentul depunerii cererii și până la momentul autorizării la plată. Este un volum foarte mare de lucru în care, sincer, nu ne oferă posibilitatea de răgaz. Se lucrează în mare parte pe tot parcursul anului și în zilele noastre libere de sâmbătă și duminică și mult dincolo de programul normal de lucru de 8 ore. Și sigur, fermierii noștri știu când, practic, avem întâlniri cu ei pe tot parcursul săptămânii de luni și până duminică. Dar, sigur, lucrăm într-o instituție cu impact major asupra fermierilor. Sincer, o bună parte din ei nu și-au făcut concediile nici pentru anul 2012. Ce să mai spun de recuperarea orelor suplimentare pe care le facem în această perioadă? Dar, sigur, lucrăm Tocmai într-o instituție... V-am întrebat.
că presupun că și dumnealor fermierii dau dovadă de clemență atunci când este cazul, pentru că până la urmă suntem oameni cu toții și ne-am schițat, stimațele spectatori, o serie de date aici care să vină în sprijinul informației dumneavoastră și am văzut și eu acum cât de mare este volumul de muncă aici, volum de muncă care, bineînțeles, se vrea a fi în sprijinul dumneavoastră. Am vorbit despre sectorul vegetal, să ne referim puțin și la cel animalier. Borșu are producători agricoli, zootehniști, mulți fermieri, au accesat și proiecte. Sunt mulți, mulți oameni și gospodării în care încă mai există animale. Deși sunt greu de întreținut, oamenii au pe lângă casă mai multe vaci, mai mulți porci, cresc păsări și dumneavoastră vă ocupați și de depunerea cererilor, de solicitarea acestui ajutor comunitar pentru sectorul animalier. Și să ne referim acum un pic la ovine, la caprină, pentru că este și perioada aceasta de toamnă când cererile sunt depuse, oamenii așteaptă subvenții. Da, dacă județul Gorj, nu putem spune că este un județ cu tradiție în producția agricolă vegetală, culturii cerealele de câmp, pentru că nu avem decât mai puțin de 100.000 de hectare de teren agricol arabil. În schimb, avem suprafețe mari de pajiști, pășuni și fânețe, efective mari de animale, bovine, ovine, caprine și, sigur, suprafețe de patrimoniu pomicol. În această perioadă, mai sunt 3 zile și se încheie campania de depunere a cererilor pe această măsură suplimentare pe ovine și caprine cu fonduri comunitare. Este pentru prima dată când implementăm acest program în acest ciclu al politicii agricole comune de 7 ani, 2007-2013, așa încât fermierii din zona defavorizată, și avem în vedere aici cele 17 localități ale județului, fermierii pot să-și depună, încă mai pot să-și depună până la termenul limită de 15 noiembrie cererile respective. Este adevărat că sunt niște condiții și cerințe specifice. Practic, este limitat numărul de animale între 50 și 300 de capete. E adevărat că ei trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute de regulamentele europene și să facă dovada formularelor de identificare a animalelor pe care trebuie să le depune la noi, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Este adevărat că trebuie să fiecare exploatație să dețină un registru individual al exploatației și să consemneze toate intrările și ieșirile din exploatația respectivă. Este adevărat că exploatația trebuie să fie cuprinsă într-un program anual de supraveghere a medicilor veterinari de liberă practică, în care sunt consemnate toate acțiunile de supraveghere, de control, de eradicare a bolilor cu transmisie la animale și la om. Sunt toate aceste cerințe pe care ei trebuie să le depună odată cu cererea respectivă. Așa se face încât la această perioadă un număr mic de fermieri care s-au adresat instituției noastre. În această dimineață erau doar 29 de cereri pentru un efectiv de 4.050 de capete, mult prea mic față de numărul de efective și de crescători de animale în aceste zone. De aceea fac un apel ca în această scurtă perioadă vom încerca să lucrăm și la sfârșitul acestei perioade în program prelungim să dăm posibilitatea. Deci chiar dacă 15 noiembrie este vinerea, dumneavoastră sâmbătă lucrăm și duminică. Deci se încheie la finalul săptămânii 15, dar vom putea să lucrăm și în program prelungim dincolo de ora 16, în eventualitatea în care se adresează instituții noastre să putem să primim aceste cereri. Se dau fonduri și pentru, am văzut, tancuri de răcire pentru fermieri care au diverse ferme în care cresc bovine și nu numai. Da, într-o recentă hotărâre de guvern, Ministerul Agriculturii a inițiat un act normativ prin care dau posibilitatea crescătorilor de animale, respectiv de vaci de lapte, până la 5 capete, să se asocieze într-o formă asociativă la nivelul fiecarei localități și prin această formă asociativă să depună în perioada 20 noiembrie
30 decembrie o cerere de acord prealabil pentru un ajutor de minimis în vederea achiziționării unor tancuri de răcire pentru colectarea și stocarea cantităților de lapte care urmează să fie preluate de procesatori. Aici termenul văd că este mai mare, 20 noiembrie, 30 decembrie. În acest an. Suma este finanțată din bugetul național, este în cuantum de 5.000 de euro, echivalentul a 5.000 de euro pe fiecare formă asociativă și a fost necesară emiterea acestui an normativ de la cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească crescătorii de animale, cei care valorifică laptele în perioada următoare. Începând cu 2014, vreau să spun că nu vom mai primi derogare de la Comisia Europeană pentru valorificarea și procesarea laptelui neconform. Deci laptelui care nu îndeplinește condițiile de igienă, laptele care nu îndeplinește condițiile de număr de celule somatice, laptele care nu îndeplinește condiții de numărul de agenți patogeni. Dar asta... acum se acceptă așa ceva, deci, sau e mai permisiv? Printr-o dublă practic derogare de la reglementările Uniunii Europene în 2007 și în 2009 am primit această directivă care ni s-a permis ca procesatorii din județul nostru să preia aceste cantități de lapte fără să îndeplinească aceste condiții. Din 2014 nu se vor mai primi această derogare. Mai mult de atât, din 2015 Uniunea Europeană intenționează, Comisia Europeană intenționează să nu mai țină cont de aceste cote de lapte pe care sunt alocate fiecărui stat membru. Sigur că noi, ca țară, credem că, apreciem că ne va crea mare problemă. Fiecare stat membru va putea să valorifice în interiorul lui și în afara spațiului propriu, deci în țările membre ale Uniunii Europene, cantități de lapte și produse din lapte nelimitate. Temerea guvernanților a Ministerului Agriculturii și a noastră este că ne vom confrunta cu o avalanșă a exporturilor de produse din statele Uniunii Europene în defavoarea produselor autohtone de la crescătorii noștri. Ăsta este motivul pentru care s-a venit cu asemenea inițiativă de act normativ în sprijinul crescătorilor de animale. Am văzut că se sprijină de către comunitatea europeană chiar și această agricultură timidă ecologică la noi, la români. Și aș vrea să ne vorbiți despre acest lucru, pentru că tot mai mulți români, atunci când merg, spun așa, într-un aprozar, caută made in România sau acel produs care este autohton. Deja s-a încurajat acest lucru și este bine dacă știm că vin bani și pentru așa ceva. Adică să consumăm cât mai bun și cât mai natural. Da, este o nișă de piață pe care noi, românii, încă încercăm acum să o exploatăm și să o descoperim. În județul Gorj vreau să vă mărturisesc că până în acest an n-au fost depuse cereri pe acest ajutor specific comunitar, pentru că banii vin din bugetul Uniunii Europene. În acest an, practic, înregistrăm un început. Doi fermieri din județul nostru și-au autorizat exploatațiile și au depus cerere respectivă. Ba mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a prelungit actul normativ de la 15 noiembrie până la 29 octombrie, până la 29 noiembrie, când fermierii pe agricultură ecologică pot să-și depună cererile pentru sprijin financiar. De asemenea, s-a prelungit corelativ și termenul prin care aceștia se pot adresa unui organism specializat de certificare și inspecții acreditat pe teritoriul Uniunii Europene și aprobat de Ministerul Agriculturii pentru a intra în posesia acelui certificat în care le fac dovada
trecerii de la agricultura convențională la agricultura ecologică. Practic, fermierii din județul nostru și nu numai pot beneficia de sume importante atât în acest an cât și în anii următori și în anii următori probabil că vor fi la un nivel superior pentru agricultura ecologică. Totul este să solicite, să depune această intenție, fișe de înregistrare a exploatației agricole la direcțiile agricole județene până la termenul limit de 31 august, să încheie un contract cu acest organism acreditat pentru agricultură, pentru conversie, pentru trecerea de la agricultura convențională și să intre în posesia acestui certificat. Sumele vor fi substanțial mărite în perioada următoare și este și o, mă rog, o cerință și o, o dorință a guvernului, cel puțin pe acest segment de piață, să avem foarte mulți fermieri în care să... E o veste bună asta pentru producătorii agricoli gorjeni și români în general. Voi atinge acum un subiect vulnerabil, acela pe care și nouă ni-l semnalează producătorii agricoli cu care am reușit să stăm de vorbă în această vară, în această toamnă. Spun, domne, de ce? Pentru noi, pentru agricultori, motorina costă atât de scump. Iată, ea este subvenționată de către stat, vin fonduri și pentru acest lucru, dar totuși dumnealor spun că prețul este foarte mare, că s-au consultat și în Occident lucrurile stau cu totul și cu totul altfel și și-ar dori ca lucrurile pe viitor să cunoască aici o ameliorare. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest aspect, având în vedere că și accizele pentru motorină sunt subvenționate? În primul rând, ar trebui să spunem că reducerea accizei la motorină este un ajutor de stat care se acordă cu avizul Uniunii Europene. Am avut o perioadă de 3 ani în care 2010, 11 și 12 în care am dat acest ajutor de stat. Pe primele trimestre ale anului 2013, mă rog, s-a solicitat acest aviz și el a apărut cu întârziere. În trimestrul 4 a fost adoptată o hotărâre din guvern în care toți fermierii care desfășoară activitate în producție vegetală, în sector animalier și de îmbunătățiri funciare, pot să-și depună acele cereri de acord prealabil la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru 2013, termenul este până la 13 decembrie. Deci am început cu 1 noiembrie până la 13 decembrie. Pentru 2014, în intervalul 1-31 decembrie. Așteptăm acești fermieri. Practic, odată cu depunerea cererii, trebuie să-și facă dovada că își au aceste suprafețe și au o anumită structură de culturi pe care o lucrează în anul agricol sau efectivele de animale. În acest an, două sunt motivele pentru care numărul cultivatorilor și fermierilor din județul nostru ar trebui să fie mărit. În primul rând, această reducere, acest ajutor de stat a crescut de la 1,26 lei de bani pe litru de motorină la 1,40 lei de bani. Practic, înregistrăm o reducere a accizei de la acea standard de 330,4 euro pe 1000 de litri de motorină la numai 21 de lei pe 1000 de euro pe 1000 de litri pe care o plătesc efectiv. Practic, acest interval echivalent nu este de 1,40. E adevărat că asta este posibilitatea în România la ora actuală doar de a reduce acciza pe care se introduce în prețul motorinei față de cea convențională, față de cea liberă. În acest an mai există o posibilitate importantă pentru fermierii din județul nostru să-și depună la această cerere de acord prealabil și cei care nu sunt organizați într-o formă asociativă
de natura, fie o societate comercială, fie una prevăzută de ordonanța 44. Întreprindere, asta este știrea zilei pentru dânșii. Întreprindere individuală, au posibilitatea că să-și depună această cerere, dar cu obligativitatea, sub rezerva semnării unui angajament, că pe o perioadă de 60 de ani, 60 de zile, se vor autoriza într-o întreprindere individuală sau o persoană fizică autorizată. Deci, practic, această formă de sprijin nu se adresează persoanelor fizice și doar persoanelor fizice organizate și înscrise la Oficiul Registrului Comerțului. Astfel încât așteptăm fermierii, sigur... Ar avea timp să facă toate lucrurile astea până în decembrie, la sfârșit, până la termen? Sigur că da, există timpul suficient, mai ales că în această perioadă pot să vină până la sfârșitul lunii februarie cu dovada înregistrării sub acestei forme. Iată, un lucru bun. Numărul lor, din păcate, a fost mic anii trecuți, vorbind de mari fermieri. Am avut doar 136 de cereri pentru un număr de 54 de agenții economici care lucrează suprafețe mari, pentru că suma alocată pe hectar, respectiv pe cap de animal, nu este extraordinar de mare. Vorbim de sprijinul, ajutorul de stat doar la 78 de litri pe hectarul de teren pajiși permanente și doar de 3 de cereale și doar de 30 pe pășuni și fânețe, astfel încât măsura este cu adresabilitate doar la mari fermieri și nu la fermierul mic de 1 până la 5 hectare. Domnul director, se știe că zone defavorizate în România sunt destule. Bineînțeles că și Gorjul include. Cred că fiecare județ are părticica lui de pământ care se poate spune că este defavorizată din foarte multe puncte de vedere. Iată, sprijin comunitar se poate spune că este și pentru acestea. V-aș întreba cât se alocă, unde se alocă, oamenii au beneficiat în timp util de acest sprijin și pentru anul următor se poate îmbunătăți ceva și cu aceste fonduri, adică acea zonă defavorizată se poate spune că prinde ea un pic de contur de modernizare, dacă putem spune așa? Da, în spațiul european accentul este unul destul de mare care se pune pe aceste zone defavorizate. Și în România, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, sunt o serie de scheme și măsuri de sprijin care vizează fermierii din acea zonă, atât în sector vegetal cât și în sector animalier. Și ca să aveți idee, în zona defavorizată, fermierii primesc în plus echivalentul 107 euro pe hectar pentru zonă defavorizată. Montană defavorizată. Pentru zone defavorizate de condiții naturale specifice primesc în plus echivalentul 80 de euro pe hectar. La acestea se mai adaugă și pachetele de agromediu care sunt ușor de atins și condițiile și cerințele respective de îndeplinit, încât mai pot accesa echivalentul 182 de euro. Practic, în aceste zone defavorizate, fermierii primesc pe suprafață până la 423 de euro pe hectar în anul 2013. Sumele respective vor continua și în ciclul politicii agricole comune următor 2014-2020 la un nivel superior. Asta se întâmplă în sector vegetal, dar și în sector animalier. Lucrurile astea. Avem două programe. Programul în sectorul de creștere a vacilor de lapte. Practic am încheiat campania de depunere a cererilor. Aici am înregistrat peste 2000 de cereri, 2021 de fermieri cu aproape 1000 de capete de vaci de lapte din zona defavorizată. Sunt ceva, iar programul pe care îl discutăm acum la ovine și caprine sunt programe suplimentare. Echivalentul pe ovine și caprine este până la 6,5 euro pe cap de animal, iar la bovină de
până la 250 de euro pe capul de vacă de lapte și până la 300 de euro pe vaca de carne. Sunt sume importante care intră în conturile fermierilor, sigur, având în vedere că ei se confruntă aici cu o serie de condiții climatice și de relief mai vitrece față de fermierii din zona de câmpie. Dar unde avem în Gorj zone defavorizate și v-aș întreba dacă mai sunt și dintre acelea unde oamenii, poate nu având acces la informație, nu au reușit în timp util și nu pot beneficia de ceea ce beneficiază ceilalți, de subvenții. Avem aceste zone, spuneam că sunt aceste unități administrative teritoriale, cum le numim noi, sunt cuprinse în programul nostru de dezvoltare rurală și acum este în faza de finalizare a programului 2014-2020. Avem 12 localități de la Pade și până la Polovra, zonă montană defavorizate, avem 5 localități aflată în zonă defavorizată de condiții naturale specifice, alta decât zona montană, și mai avem încă 4 localități în care fermierii, alături de cele 12 fermieri, își pot accesa și plățile de agromediu. Iată, sunt foarte multe localități, suprafața este de peste 40.000 de hectare în aceste zone și efectivele de animale sunt de asemenea destul de importante. Discutăm, spuneam, despre 1.000 de vaci de lapte și vom vedea la sfârșitul campaniei de depunere a cererilor de ovine și capline câte animale vor fi în zonele respective de care vor beneficia de aceste plăți suplimentare din bugetul european. Pe de altă parte, în seria atribuțiilor dumneavoastră de serviciu, intră și acele persoane, să le spunem mai nevoiașe, persoane care sau pentru care un ajutor social înseamnă enorm, înseamnă mare lucru în condițiile actuale. Dumneavoastră sunteți cei care ați și supravegheat acest mod de desfășurare a unor campanii de acest gen. Putem spune că suntem în plin termen al acestora și pentru că suntem pe final de emisiune și ne-am notat atât de multe și de multe și nu reușim să vorbim despre toate în această emisiune, o să închei cu această ultimă întrebare, pentru că încă mai sunt foarte multe persoane care așteaptă acolo, poate un ulei, un zahăr, o făină. Da, este un program care a fost inițiat și derulat în județul nostru în 2008. Este vorba de planul anual de distribuție a ajutoarelor alimentare pentru persoanele defavorizate și aici discutăm de 5 categorii: pensionarii care realizează venituri din sistemul public sub 400 de lei, persoanele beneficiare de venit minim garantat, de vorba de șomerii aflați în plată și în afara perioadei de plată, este vorba de persoanele cu handicap, copiii și bătrânii neinstituționalizați și mai nou, de anul trecut, de văduvele, de veteranii de război, de revoluționari. În județul Gorj, numărul lor în acest an este de peste 40.000, 40.696 de persoane. Suma alocată din bugetul comunitar a crescut an de an, din 2008 de la 29 de milioane, a ajuns la anul ăsta la 56 de milioane de euro. Pentru județul nostru, suma alocată este de 1.260.000 de euro, respectiv 5,6 milioane de lei. Pentru o cantitate de 1.610 tone de produse alimentare pe 9 categorii: făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, zacuscă, roșii în suc propriu, celebra miere. Celebra miere, care din păcate nu a venit. Suntem în faza finală a acestui program, dacă în anii anteriori termenul era până în 31 decembrie, noi practic luna asta finalizăm programul de furnizare, așteptăm să vină doar o tranșă de mălai și o tranșă de miere, pentru că cantitatea este doar de 12 tone și practic furnizarea de produse în depozit s-a încheiat. Urmează să se și distribuie aceste cantități de la primării către distribuitori, către destinatarii finali. Termenul este de 31 martie, așa încât facem apel la toți acești beneficiari să se
adreseze primăriilor din localitățile lor pentru a intra în posesia acestor cantități și nu până la termenul limită de 31 martie, pentru că aceste produse au termene de valabilitate. Obligativitatea este să le distribuim cu cel puțin o lună de zile înainte de a expira perioada de valabilitate. Toată lumea va beneficia de un pachet sau nu reușiți? Cantitățile sunt destul de mari, de 19 kg de făină, 7 kg de mălai, 3 kg de zahăr. Adică 6 kg. Lumea va primi, nu? Vorbim de tot cei 40 beneficiari prevăzuți de actul normativ. De cei 40 de peste 40.000 de beneficiari. Sigur, toți vor beneficia. În această perioadă se întocmesc listele suplimentare pentru persoane care au intrat și îndeplinesc condiții în această perioadă, astfel încât să poată să beneficieze și de aceste produse alimentare. Este un important mijloc de sprijin derulat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la furnizoare și până la verificare și plata efectivă. Din păcate, în perioada următoare, 2014-2020, acest sprijin, practic, nu se va mai derula prin Fondul European de Garantare Agricol și se are în vedere să se deruleze printr-un alt fond social, fără să implice instituția noastră. Să sperăm că el se va desfășura în continuare pentru cetățenii din satele și localitățile noastre din România. Iată, am ajuns și la finalul emisiunii. Așa cum am mai spus, stimați spectatori, ar mai fi fost multe de spus, dar timpul nu ne permite. Eu mă autoinvit și voi spune așa că voi mai veni la dumneavoastră, domnul director Constantin Negrea, și cu altă ocazie, pentru că termenele, iată, putem mai vorbi de termene și pentru ianuarie, pentru februarie, și cred că toate aceste informații care vin în sprijinul producătorului agricol sunt de bun augur, având în vedere că fondurile sunt pentru ei și trebuie distribuite în timp util. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că ați făcut lumină în foarte multe astfel de informații care deveniseră la un moment dat și labirint, pentru că accesul omului de la sat la informații este unul puțin mai mic decât al celui de la oraș. Vă așteptăm și cu alte ocazii și bănuiesc că și pentru dumneavoastră a fost poate suficient cât de cât timpul alocat ca să vă faceți cunoscut activitatea. Și noi vă mulțumim pentru că ne dați posibilitatea să comunicăm, să transmiteți fermierilor noștri practic toate aceste condiții, cerințe, toate aceste măsuri de sprijin și scheme de plăți pe care noi le implementăm, toate aceste cerințe și sigur fac apel prin emisiunea dumneavoastră ca în perioada următoare și vom avem termene pe toată această perioadă până la sfârșitul anului și dincolo de sfârșitul anului să se adreseze instituției noastre atât pentru a lua cunoștință de cerințele, condițiile, informații legate de diferitele scheme și măsuri de sprijin pe care le implementăm, astfel încât să putem și în anii următori să accesăm practic toate fondurile, atât din bugetul național, cât și din bugetul european. Asta fiind, de fapt, și obiectivul instituției noastre. Să dea Dumnezeu să ia cât mai multe și să ajungă acolo la omul care are nevoie de ele. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune! La revedere!